Seara și noaptea de sâmbătă, 18 mai, va fi una plină de magie la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Localnicii și turiștii sunt așteptați la Noaptea Muzeelor, găzduită și în acest an de spectaculosul castel medieval. Proiecții video pe zidurile fortăreței, festivalul luminilor realizat de gulguțele cercetașilor, concerte, videomapping, dar și intrare gratuită la expozițiile din incinta castelului. Sunt doar câteva indicii menite să vă convingă să petreceți noaptea de sâmbătă la castel. În jurul orei 16, în curtea exterioară, își face apariția cercetașii Hunedoarei, care vor avea diferite activități realizate de copii, pentru copii, activități cu care deja ne-am obișnuit, tot felul de jocuri, pictură pe față, tot vor confecționa deja celebrele gulguțe, care odată cu lăsarea întunericului se vor aprinde parte din ceea ce se numește Festivalul Luminilor. Iar pe măsură ce ne apropiem de ora 21, când va începe Noaptea Muzeelor, se va demara concertul susținut de Ducul Berții, care va începe la ora 21. Va ține aproximativ o oră, după care din oră în oră vor fi deja tradiționale proiecții cartate pe fațada castelului, având și în acest an ca subiect familia Corvinilor. După această proiecție cartată vor avea loc o serie de concerte susținute de DJ, care se adresează din nou publicului tânăr, care este în general amator de petreceri târzii și care vor fi întrerupte până la ora 24 de aceste proiecții cartate, care vor fi realizate din oră în oră, menționat anterior. Sperăm ca programul să fie pe placul publicului și în acest an și ne așteptăm la un număr mare de vizitatori, mai ales că începând de la ora 21 va fi deschis și castelul spre vizitare, dar și expozițiile din Curtea Husarilor, mai precis Casa Breselor și expoziția de preș și protoistorie. La ediția de anul trecut, peste 15.000 de hunedoreni și turiști au luat parte la Noaptea Magică, găzduită de impunătorul monument medieval din Hunedoara.